Salutare tuturor, eu sunt Midas și bine v-am găsit la Secretele Gazonului, emisiunea în care aflați de la firul ierbii noutățile din fotbal și nu numai. Săptămâna aceasta vorbim despre noutățile în cazul de viol al lui Cristiano Ronaldo sau presupusul caz de viol, mai bine spus, despre posibilitățile plecării lui Neymar la Barcelona, dar și despre multe alte subiecte. Pe parcursul acestui filmuleț va apărea următoarea minge de câteva ori. Aceasta nu se pune, deci să nu spuneți că uite că am pus-o și pe aia sau așa. Nu, e doar ca să vă arăt cum arată mingea Și vreau să-mi spuneți în mesaj privat pe Instagram de câte ori a apărut pe parcursul filmețului și puteți primi prin random.org două followeri de la mine de pe contul personal. Neymar la Barcelona, unul dintre transferurile pe care le credeam posibile în această perioadă de transferuri, erau foarte multe dovezi, foarte multe surse și chiar săptămâna aceasta El Mundo Deportivo a scris că Neymar ar fi sunat de 5 ori la Barcelona pentru a se reîntoarce. Ei bine, însă, tind să cred în acest moment că nu se va mai realiza transferul, cel puțin în această iarnă și lucrurile. Destul de sigure. Tatăl brazilianului, care este și impresarul lui, a spus că toate aceste știri sunt fake news. Iar apoi a venit și reacția lui Neymar, care a spus că citește cu furie toate aceste zvonuri și știri false. Din câte auzisem și despre PSG, aceștia nu voiau să-l cedeze, așadar e puțin probabil ca acesta să plece undeva în această iarnă poate doar în vacanță dacă va mai avea timp. Vorbeam acum ceva timp despre acuzația de viol pe care i-o aducea Catherine Maiorga a lui Cristiano Ronaldo. Aceasta a zis că prin 2009, când portughezul juca la Manchester United, ar fi violat-o în Las Vegas. Procurorul de caz a cerut prelevarea probelor ADN de la Cristiano Ronaldo pentru a găsi o eventuală potrivire între acestea și cele găsite pe rochia lui Keith Maiorga. Avocatul fotbalistului lui Juventus a declarat că această procedură este una normală și că probabil va exista o potrivire între cele două probe. ADN. Fotbalistul chiar a admis că a existat un contact sexual între ei, doar că a fost unul de bunăvoie și de comun acord, nu viol cum sugerează tipa. Ei bine, însă se mai adaugă ceva. O fostă prietenă de a lui Ronaldo de acum 10 ani a declarat că acesta a ținut legătura cu ea în ultimele 18 luni Că ar fi încercat să-i dea bani ca să îi cumpere tăcerea, după ce, în prealabil, a spus că ar fi șantajat-o oarecum cu eliberarea sau publicarea unor poze goale cu ea, întrebându-o ce părere ar avea tatăl ei dacă ar vedea acele poze. Uh, da. În primul caz, mi se pare că totul ar fi pentru atenție, sincer, nu prea-l văd în stare pe că nu Ronaldo de viol. În al doilea, dacă sunt dovezi, scrinsaturi, conversații, nu știu ce să zic, aștept să văd cum mai evoluează ancheta și cu siguranță vă voi ține la curent. Arsenal a pierdut cu West Ham cu 1-0, nu este o mare problemă, se întâmplă ca unele echipe să piardă din când în când, Barcelona spre exemplu a pierdut cu 2-1 în cupă, bine nu a folosit echipa principală, dar uh, furia fanilor uh, lui Arsenal uh, vine din faptul că un Emery nu l-a folosit pe Messi Tezil din motive tactice. Dacă ne uităm totuși la forma lui Mesut nu mai este una ca în anii precedenți, cel puțin din punctul de vedere al asisturilor. Are 13 meciuri și uh, un singur asist, bineînțeles uh, mai are și 3 goluri, dar uh, era cunoscut ca un uh, fel de rege al asisturilor. Această coroană, cel puțin pentru Premier League, clar va pica. Sezonul trecut, spre exemplu, a avut în 26 de meciuri 9 asisturi, acum are în 13 meciuri un asist. Sigur, a ratat câteva meciuri în diferite ocazii, fie din cauza unor dureri de spate, fie din cauza unei răceli sau a oboselii. S-a retras și de la națională din cauza acuzațiilor rasiste ale unor jurnaliști și să sperăm că pentru el, pentru psihicul lui, lucrurile vor reveni pe un parcurs mai normal pentru talentul său. Între timp, United cu Solskjaer, vorbesc cam mult de ei, sincer nu sunt fan, dar trebuie să recunosc 6 din 6. E remarcabil, ținând cont că înainte, pe perioada lui Mourinho, lucrurile arătau chiar foarte urât, multe egaluri, înfrângeri, acum să câștigi 6 meciuri consecutiv pe toate, de când ești numit titular e, e incredibil. Se spunea că cei de la United îl vor pe uh, Southgate, antrenorul Angliei, dar cred că Solskjaer e o variantă foarte bună. Între timp, uh, Pogba a filmat un interviu și a făcut asta. Give us, uh, as well so mentally we, That was close. Mentally we. Uh... <laughs> we ready, we strong. Sigur, vorbise înainte pentru faza aceasta sau uh, cei din echipa de filmare, poate nu neapărat el, deși nu a apărut deloc speriat de mingea aia, uh, nu știu câți fotbaliști ar fi reacționat la fel și nu știu, nu s-ar fi ferit, spre exemplu. Dar e clar că se simte mult mai bine acum uh, decât în perioada când era The One la echipă. Iar Jesse Lingard a început să facă poze Uh, a făcut puțin pe modelul, după cum puteți vedea da, în filmulețul următor. Yeah? You ever want it? MUTV, Sky Sport, yeah? Don't know, yeah? 99, yeah. what? Come on, come on! Yeah! Asta înseamnă victoriile și uh, dispoziția bună la echipă. Deși a trecut de la postura de titular incontestabil, de trei ori câștigător al Champions League consecutiv, Kélor Navas uh, și-a prelungit contractul până în 2021 cu Real Madrid și spune că nu se gândește să plece de la echipă până nu va fi oarecum sigur pe el că nu va mai fi prima opțiune la club. Uh, nu știu ce să zic, a prins doar 9 meciuri în tot sezonul, în toate competițiile, doar 3 în campionat și nu mi se pare deloc un lucru bun pentru el, sincer. Are 32 de ani, un talent enorm și sfatul meu sau, nu știu, nu pot să spun sfat pentru că nu ar vedea asta, dar ceea ce l-aș sfătui dacă aș fi prietenul lui, ca să zic așa, este că ar trebui să plece. OK, am adus în discuție transferurile. Înainte să vă spun ce transferuri s-au mai întâmplat, o să vă spun două trei acum. Pepe a semnat cu cei de la Porto. Talisca a plecat de la Benfica la Guangzhou Evergrande, acolo unde este și Paulinho. Fabregas a semnat cu Monaco, pentru că spuneam săptămâna trecută că se va întâmpla foarte curând. Și uh, o să revin acum la o știre oarecum. Real Madrid încearcă să transfere. Au nevoie în de atacant, știm cu toții asta, acolo suferă cel mai mult. Și toată lumea văd că le face oferte de refuzat. Bine, toată lumea, în cazul acesta este Tottenham, care a avut de făcut două prețuri pentru doi jucători. Unul pentru Kane 350 de milioane de euro. La ce prețuri sunt pe piață, mi se pare puțin cam mult, și Ericsson 250 de milioane de euro. Cred că transferul lui Neymar a cam stricat puțin lucrurile, și nu zic neapărat că nu ar fi meritat acei bani, dar prețurile vedeți că acum sunt mult mai mare pentru că există acel precedent. Ca să revenim puțin la transferuri, Munir a plecat de la Barcelona la Sevilla, Haidara de la Salzburg la Leipzig pe 18 milioane de euro și ținând cont că sunt aceiași finanțători, e ca și cum aș lua eu 18 .000 .000 lei și mi-aș da tot mie. Dar într-adevăr e un schimb de valoare între cele două cluburi prin intermediul fotbalistului și e normal să existe din punct de vedere legal și o sumă de bani. Gabi Adini a plecat de la Southampton la Sampdoria. Razințarul de săptămână aceasta este Hannes Wolf, un fotbalist austriac ce evoluează la Salzburg, are 19 ani, este mijlocaș ofensiv în 12 meciuri de campionat a dat 4 goluri și 6 asisturi, practic a contribuit aproape de fiecare dată când a fost pe teren la un gol. Iar în Europa League are în 6 meciuri un gol și două asisturi. Foarte bine pentru un tip de 19 ani, mai mic ca mine așadar. Faza săptămânii, una dintre secțiunile preferate ale filmulețului pentru voi. Uh, pe mine m-au intrigat mereu loviturile libere indirecte și mă gândesc băi unde ar fi mai bine să o dea, ce ar trebui să facă. Ei bine, uh, cred că asta s-au gândit și tipii din următorul filmuleț și au ales strategia și au dat un fail de zile mari. Oh, no! sigur veți spune că sunt hater și terenul era alunecos, doar că te uiți puțin că dacă au ajuns acolo, probabil, a trecut ceva mai mult timp din partidă și și-au dat seama, au avut și încălzirea și și-au dat seama cum e deja terenul, ar fi trebuit să meargă pe ceva mult mai simplu, nu două atingeri și, na, efectiv, lu două lufturi la rând și un moment penibil pe total. Jucătorul misterios de săptămâna trecută era nimeni altul decât N'Golo golocante, mijlocașul Franței și a lui Chelsea, nu v-a dat prea mari probleme, vor fi la final uh, conturile de Instagram la 10 persoane care au ghicit uh, cine era, bine au fost mult mai multe doar că am făcut prin punctor pe live extragera și ei au fost aleși. Ei bine, acesta este cartonașul pentru săptămâna aceasta, dacă veți ghici următorul fotbalist. Este un cartonaș semnal de către Andrei Ivan, de obicei de mai multe, dar uh, v-am spus că sunt acum puțin presat, nu am prea multe cartonașe și nu vreau să vă las totuși fără o recompensă. Tot ceea ce trebuie să faceți este să-mi trimiteți un mesaj privat pe Instagram sau pe Facebook numele fotbalistului și puteți fi aleși prin trageri la să câștigați acel cartonaș. Linkurile pentru Instagram și Facebook le aveți în descriere. Cam acesta a fost emisiunea, vă mulțumesc mult că ați stat uh, alături de mine până acum, dacă ați făcut asta, vă mulțumesc uh, și vreau să vă reamintesc de giveaway-urile cu Andrei. Puteți câștiga două tricouri, trei minci, uh, trei cartonașe și două followeri de la mine pe Instagram. Uh, condițiile le aveți la filmulețele respective, Secretele Gazonului, uh, emisiunea de săptămâna trecută și filmulețul Football Challenges vs. Andrei Ivan. Vă recomand să vă înscrieți pentru că nu știu când voi mai face giveaway-uri cu tricouri. Sper că voi obține curând, totuși, de la alți fotbaliști, dar până atunci vă rog să vă înscrieți pentru că e o ocazie destul de rară. Cel puțin până acum nu am mai avut astfel de premii semnificative. Da, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Să apăsați pe acel clopoțel ca să primiți notificările, să apăsați pe butonul de like. Suntem aproape 16.000 de abonați, mai avem foarte, foarte puțin. Considerați să trimiteți acest filmuleț unui prieten care știți că nu e abonat sau mai multora. recomandați acest canal și noi ne vedem foarte curând cu un filmuleț cu ghicește, apoi urmează un top al nu spun ce, vă las în suspans. Și dacă mai vreți o reacție, vă rog să îmi scrieți în comentarii ce anume aș vrea să reacționez. Uitasem de întrebarea săptămânii. Data trecută v-am întrebat dacă e ok dacă ar fi mai ok să se investească în formarea jucătorilor prin academii sau să îi cumperi ca și club și cam toată lumea mi-a zis că cel mai bine ar fi să se investească în academii și sunt total de acord. Vreau să-mi spuneți de data aceasta, pentru că suntem oarecum la mijlocul perioadei de transferuri, ce transfer ați vrea voi să se realizeze? Cam asta ar fi întrebarea săptămânii. Eu am fost Minda și v-am pupat! Pa!